Zeci de președinți ai secțiilor de votare deschise pe teritoriul județului Mehedinți pentru referendumul din zilele de 6 și 7 octombrie dau bir cu fugiții din motive aparent banale. Fenomenul a luat amploare în întreaga țară, iar unele surse spun că de vină ar fi organizarea deficitară a scrutinului de către autoritatea electorală permanentă. Biroul electoral județean a înregistrat doar în ultimele două zile un val de cereri de retragere. Numărul președinților care au făcut cereri de retragere a ajuns la 47, asta în condițiile în care alți 30 de președinți nu au putut fi identificați sau găsiți la numerele de telefon aflate în baza de date. În Mehedinți vor fi deschise 287 de secții de votare, fiecare având nevoie de un președinte. Și în județul Mehedinți, da, ne confruntăm cu această problemă. Din cele 287 de persoane desemnate, un număr de 47 inițial au formulat cer de renunțare din diverse motive de sănătate, plecați din localitate, alte evenimente neprevăzute. De asemenea, aproximativ 30 de persoane nu au putut fi identificate datorită numerelor inexistente, incorrecte sau efectiv nu au răspuns, deci nu s-a putut prelua apelul, s-a închis automat. Președintele Bej Mehedinți spune că a solicitat deja înlocuirea președinților care s-au retras și că nu există niciun pericol în ceea ce privește buna desfășurare a scrutinului, mai ales că lista de rezervă este una suficient de mare. Am procedat la întocmirea unui nou tabel cu persoane care urmează a fi înlocuite, le-am mandat către președintele tribunalului, iar în cursul acestei zile, cred că în jurul orelor 13, se va efectua înlocuirea lor cu noi persoane. Pe lista comunicată de către reprezentanții AEP, domnul Severin, sunt, apreciez, o persoane suficiente pentru a putea fi desemnat în rândul secțiilor de votare. Eu zic că nu o să fie probleme la acest referendum. În întreaga țară, situația președinților care fug de răspunderea conducerii secțiilor de votare a devenit un fenomen. Sute de persoane s-au răzgândit brusc sau și-au găsit altceva de făcut sâmbătă și duminică. Cele mai des întâlnite motive invocate sunt boala, obligațiile de tot felul la nunți și botezuri și până la afaceri programate din timp, dar și lipsa din localitate sau chiar din țară.